Pavel Golanski a dezvăluit cum i-a șocat Gică Hagi pe fotbaliști la antrenament. Gheorghe Hagi, finanțatorul celor de la FC Viitorul, s-a băgat la joc la antrenamentele echipelor pe care le-a pregătit. Iar fotbaliștii au fost șocați când au văzut ce execuție avea regele, chiar și la ani buni după retragere. În 2007, Pavel Golanski a fost antrenat de Gică Hagi la FCSB, atunci când Gigi Becali l-a ținut pe rege doar câteva luni în funcție, iar fostul mare internațional român a avut ocazia să-și arate calitățile. A fost o perioadă scurtă cu el, dar a fost un antrenor foarte bun pentru mine și o persoană extraordinară. Țin minte că la un antrenament noi eram în cantonament, era o fază fixă și el zice: băieți, joc și eu cu voi ca să vedeți ce picior am. A dat din 3 șuturi 2 goluri, a declarat Pavel Golanski. El susține că ține în continuare legătura cu Gică Hagi și a vorbit și despre Ianis Hagi, despre care spune că a făcut un progres mare.